Hai să vedem pentru ziua de vineri, 27 august, zi guvernată de planeta Venus. Nu uitați să purtați ceva roz astăzi. Hai să vedem care este energia zilei. Aici avem Cavalerul de Monede. Dacă ieri am avut Cavalerul de Bâte, o carte care ne spunea să acționăm, astăzi avem Cavalerul de Monede, o carte care ne spune să avem răbdare, să nu grăbim lucrurile, pentru că lucrurile se întâmplă la timpul lor, se întâmplă după orarul divin, nu după orarul nostru uman. Aici, cu Cavalerul de Monede, este foarte important să vă uitați în viața voastră la oamenii în care aveți încredere, la oamenii pe care într-adevăr vă puteți baza, la oamenii care v-au demonstrat în repetate rânduri că sunt acolo pentru voi, că sunt dispuși să vă ajute oricând aveți nevoie de susținerea lor. Și sub această energie venusiană a zilei de vineri, arătați-le acestor oameni recunoștința voastră. Demonstrați-le că sunt importanți pentru voi, că apreciați toată susținerea, dragostea și înțelegerea lor. Și pentru că a ieșit aici Cavalerul de Monede, puteți să demonstrați aprecierea voastră pentru aceste persoane din viața voastră în moduri foarte simple, foarte ușoare. Nu trebuie să vă cheltuiți tot salariul ca să cumpărați niște cadouri luxoase. Aici e suficient să vă invitați prietenii sau familia la un grătar, să pregătiți o masă mai specială pentru persoana dragă din viața voastră sau chiar să comandați o pizza. Dacă nu le aveți cu ale gătitului și cu bucătăria, puteți să faceți așa un mic gest frumos prin care le demonstrați oamenilor din viața voastră că sunt importanți pentru voi, că îi apreciați și că sunteți recunoscători pentru prietenia lor, pentru ajutorul lor, pentru faptul că vă puteți baza pe ei atunci când chiar aveți nevoie de susținere. În rest, ziua de vineri o să fie fără evenimente majore, pentru că acest Cavaler de Monede este unul destul de stabil, nu vine cu surprize și dezvăluiri șocante. Tot ce pot să vă sfătuiesc este să vă bucurați de energia acestei zile, să arătați recunoștință, mulțumire, gratitudine, pentru că din această energie o să reușiți să multiplicați toate aceste aspecte pozitive care există deja în viața voastră. Dacă v-a plăcut etalarea aceasta zilnică și vreți să vedeți mai multe interpretări de tarot, inclusiv etalări lunare pe zodii, etalări de tip alege o carte în care voi alegeți mesajul care rezonați cel mai mult, precum și pentru cei care aveți nevoie de ghidare de urgență foarte rapidă, am etalări de urgență pregătite pe canalul meu de YouTube. Vă aștept acolo să descoperim împreună potențialul cel mai frumos al vieții noastre. Pa, pa!